Deseori fizicienii, chimiștii, inginerii încearcă să înțeleagă mai bine realitatea înconjurătoare, apelând la modele teoretice care se pot rezolva în general cu un pix și puțină hârtie. Uneori mai multă hârtie, că sunt modele clasice a căror soluție ocupă zeci de pagini. Tipul acesta de abordare este extrem de utilă atunci când dorim să surprindem o anumită trăsătură a unui fenomen, atunci când dorim să înțelegem mai bine o anumită particularitate, și este extrem de utilă dacă vrei să explici respectivul fenomen, respectiva trăsătură celor de lângă tine. De asemenea, abordarea asta teoretică, cum spuneam, cu pix și hârtie, este o abordare extrem de transparentă. Eu fac un calcul, tu îl poți reproduce, presupunând că avem aceleași dexterități de natură matematică. Ce facem însă atunci când suntem interesați de fenomene extrem de complexe, de procese care nu pot fi sintetizate în una, două ecuații, care se rezolvă sau nu analitic? Știi, aici e ca atunci când faci un sos pentru friptură, dacă vei extrem de elaborat. Ce faci dacă ai puțin coniac, dacă ai puțină miere? Sau din contră, dacă ai un sos pe bază de brânză, de vin alb, vrei să separi mucegaiul atunci când deguști sosul? E, în asemenea momente, e evident că tipul acesta de reflex pe care noi, fizicienii, am zis și chimiștii și uneori chiar și inginerii îl iau, nu mai funcționează. Nu pot să iau pixul să rezolv modelul pe hârtie, pentru că ecuațiile, modelele sunt foarte complicate. Și atunci ce se întâmplă, de obicei, încerc să vii cu o soluție numerică pentru acel model. Soluțiile astea numerice în fizică țin de acest domeniu extrem de larg numit fizică computațională. Deci este o fizică pe care noi, în general, o digerăm mai bine, o metabolizăm, dacă vrei, sau ale cărei rezultate noi le metabolizăm, folosind rezultatele pe care ni le dă calculatorul. Fizica computațională apare extrem de târziu în istoria fizicii, pentru că, în mod evident, aveam nevoie de calculatoare și aveam nevoie de calculatoare de înaltă performanță. Ai, într-adevăr, și calculatoare în anii 70, în anii 80, dar marele boom al fizicii computaționale ține, dacă vrei, de ultima decadă, ultimii 10, hai să zicem ultimii 20 de ani. Nu ține cu siguranță de ceea ce s-a întâmplat în anii 70-80, chiar dacă o parte din ideile extrem de rodnice vin din acea perioadă. Ce ar fi dacă vrei fizica computațională spusă așa extrem de simplu pentru cei care ne urmăresc acum? Ar fi totalitatea modelelor, totalitatea metodelor numerice prin care noi rezolvăm cele mai importante probleme fizice ale momentului. Nu contează că vorbim de CERN, nu contează dacă vorbim de ILAMP, de marele laborator de la Măgurele, nu contează dacă vorbim de experimentele care au loc la Brookhaven. Vorbim de o coloană vertebrală, vorbim de o serie de proceduri, de metode, de algoritmi pe care noi îi folosim ca să rezolvăm cu ajutorul calculatoarelor probleme care altfel ne erau imposibil de rezolvat. Yeah.